Ești ferm convinsă de puterea și fiabilitatea lumii materiale. Ai sânge rece? Ești absorbită de realitățile practice ale vieții? Ești gata pentru orice surprize. Acumularea de bani și de proprietăți este o modalitate dovedită de a te proteja de problemele vieții. Demonstrezi o perseverență incredibilă în urmărirea obiectivelor tale și totuși rareori faci primul pas, preferând să aștepți până când vine ocazia fericită. De vreme ce planeta ta dominantă este o Venus norocoasă, în cele din urmă ești norocoasă. Tu reprezinți în mod clar ce impresie faci asupra celorlalți, ca și cum ai purta în mod constant o oglindă cu tine și pe care o analizezi periodic. Desigur, când te întâlnești pentru prima dată cu oamenii, tu încerci să te prezinți cu cel mai mare beneficiu. Tu acorzi o mare valoare unei opinii bune despre tine. Aceste lucruri nu înseamnă deloc că nu ești sigură de tine, ești foarte conștientă de cine ești în această lume și cum să te comporți în una sau în altă situație. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: calm, rezistență, realism și sensibilitate. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este că simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți dă dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici. Dar există și o parte reversă a monedei. Datorită influenței lui Venus, poți suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale, pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și pentru capacitatea de a gestiona banii. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic la scară largă și de a fi generoasă. Universul a dispus să fii calmă și încrezătoare, dar materialistă. Îți trăiește viața pământească pentru care ești perfect pregătită. Nu există surprize neplăcute pentru tine, ești gata pentru orice. Prefer să te protejezi prin acumularea unor valori mari de bani și posesiuni materiale. Cu toate acestea, tu rareori e inițiativa activă, preferând să aștepți o șansă norocoasă. În același timp, nu te vei retrage de la obiectivul tău, ești persistentă într-o direcție. Datorită talentului de neînvins al afișării proprii, reușești întotdeauna să obții o favoare din partea altora și să apari înaintea lor în imaginea dorită. Cu toate acestea, nu se poate spune că acționezi invariabil, câștig la câștig, eșecurile chiar se întâmplă, întotdeauna provocând de disconfort. În centrul majorității absolute a acțiunilor tale se află, mai degrabă, nu dorința de a conduce, ci dorința de a câștiga un rol, de a găsi o poziție stabilă în societate. În consecință, orice schimbare în propria ta imagine este percepută de către tine ca fiind extrem de dureroasă și uneori este dificil pentru ceilalți să perceapă noua ta imagine. Periodic, poți simți că ai devenit o statică a previzibilității personale, dorești să-ți asumi riscuri, îndrăznești să faci un act spontan, dar ceva în sine te împiedică. Ești extrem de fiabilă și responsabilă. Cu toate acestea, uneori devii împovărătoare pentru tine, mai ales dacă există dorința de a te juca sau de a face prostii nevinovate. În astfel de momente, poți fi în propria ta persoană,
aruncând cătușele unei imagini obosite. Prietenilor și rudelor care împărtășesc liniștit cu tine momentele rare de autenticitate, sunt sincer recunoscători. Ești foarte scrupuloasă în ceea ce privește rochia, manierele, postura și chiar timbrul vocii, toate fiind ajustate la ultima notă. În plus, ești foarte pretențioasă pentru imaginea altora. Poți fi extravagantă, te poți prezenta uneori ca fiind indiferentă față de aspect și poți să apari în public în haine vechi și bătătorite, jucând cu ușurință un rol. Visezi la faimă și lux, încerci să te prezinți ca o persoană puternică. Cu toate acestea, dacă fericirea personală predomină asupra ambițiilor, există mult mai multă sinceritate în imaginea ta. Ca atare, ar trebui să iei în considerare cu atenție prioritățile vieții tale, astfel încât în urmărirea unor avantaje dubioase să nu pierzi identitatea personală. Te distingi față de alți nativi din Taur prin astfel de diferențe de natură, loialitate, feminitate și determinare. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 29 aprilie soarta ta? Ești foarte supusă opiniei societății înconjurătoare. Pentru tine nu este nimic mai teribil decât condamnarea publică. În același timp, te comporți adesea în așa fel încât să provoci sentimente negative față de tine. Dar acest lucru este mai probabil nu dintr-o natură rea și dăunătoare, ci din incapacitatea de a-ți exprima în mod corect gândurile. Sentimentul tău de umor nu coincide întotdeauna cu cei din jurul tău, așa că uneori o glumă care ți se pare spumantă, este chiar ofensatoare pentru interlocutor. În ciuda acestui fapt, reușești să te reabilitezi în ochii celorlalți cu ajutorul atractivității tale naturale. Te poți căsători la o vârstă fragedă, deoarece din copilărie ai o idee clară despre modul în care ar trebui să arate viața corectă. Dar poate că acest lucru nu este pentru iubire, de aici și alte probleme. Din fericire, ești neobișnuită de norocoasă. Dragoste și compatibilitate. În dragoste ești romantică, pasională și senzuală. Este posibil să dureze o vreme pentru a-ți conecta viața cu cineva, dar dacă faci alegerea, cu greu îți schimbi gândul, iar prin asumarea obligațiilor nu încălci legământul. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alți reprezentanți ai elementului pământ, respectiv Fecioara și Capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitate a unui astfel de partener. Desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului. O alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu Scorpionul. Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică și inconstanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimba prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, Berbecul și Leul. Unirea cu Berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu Leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu Săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. În mod inconștient, încerci să te comporți astfel încât să mulțumești cât mai mult pe interlocutor. Ești foarte dependentă de opinia despre tine. În general, nu-ți place schimbarea? Schimbarea pentru tine este asociată cu ceva incomod. Prin urmare, încerci să-ți menții imaginea așa cum a fost de prima dată.
Principalul punct de reper pe care îl urmărești este stabilitatea și fermitatea. Nu te străduiești pentru conducere, nici pentru putere secretă asupra oamenilor, ci pentru stabilitate, în care vezi pace și confort. Modificările pentru tine sunt întotdeauna dureroase și neplăcute. Ești extrem de responsabil în munca ta, ești de încredere, nu vei lăsa echipa sau angajatorul. În ceea ce privește munca și cariera, persistența ta merită invidiate. Ești incredibil de sârguincioasă și responsabilă. Dacă promiți ceva, cu siguranță o vei îndeplini. Înveți repede și îți amintești totul din zbor. Sănătate și boli. Aș putea spune că urmezi moda în materie de sănătate. Din moment ce un stil de viață sănătos este într-un anumit sens la modă și este un semn al unei persoane inteligente, gânditoare, poți să urmezi această imagine, să te ocupi de sănătatea și starea ta fizică. Cu deosebită îngrijorare, te ocupi de gât și voce. Astăzi, când întreaga lume este îngrijorată de un stil de viață sănătos, ești fericită să urmezi o dietă rezonabilă. Ai tendința să mănânci boabe precum și rădăcinile pământului, cartofi, legume aburite etc. Dar nevoia de hrană ar trebui temperată. Fiind afectată de lună, poți prezenta tulburări hormonale. Însă toate problemele apar de la nervi, de la emoții nerostite. Din faptul că tu conduci întotdeauna toate dificultățile tale în interior, pot să apară nevroze, accidente vasculare cerebrale, probleme cu coloana vertebrală și stomacul. Sistemul nervos este punctul tău vulnerabil. Un alt punct slab al corpului este echilibrul hormonal, astfel încât, ocazional, ar trebui să te supui unor examinări profilactice de către un endocrinolog. Soarta și norocul. Ești o persoană bună, curajoasă, energică, cu o voință puternică, cu dispoziție veselă. Excelent organizator, lider, ai o intuiție puternică. Anticipând evenimentele, întotdeauna calculezi în mod clar și corect mulți pași înainte. Ai succes în afaceri, în toate domeniile de viață ești norocoasă. Ar trebui să acționezi pe principiul, am încredere, dar verific. Dacă ții cont de această regulă, viața ta va fi clară. Sfaturi pentru tine. Problema priorităților și preferințelor tale, problema sistemului de valori este foarte acută. Renunță din când în când de la crearea imaginii proprii. Acordă mai mult atenție inimii tale și mai puțină atenție impresiei pe care încerci să o faci. Fii atentă cum îți exerciți puterea în relația cu ceilalți. Trebuie să acordi atenție gusturilor personale, nu ambiției. Trebuie să-ți amintești întotdeauna despre individualitatea ta, să o subliniezi în orice fel și să ai grijă să nu o transformi într-o mască de om fără chip, pentru care nu este nimic altceva decât goliciune. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei săli de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cutie scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum,
Nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci, doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, preferi lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lână, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.